Mă amintesc că la un moment dat am comentat dintr-un studio de la București o competiție aflată de peste hotare și tatăl tău, văzându-mi hârtiuțele puse pe, pe masă, hârtiuțe în care erau notițe despre jucători, antrenori, arbitri, conducători, despre țara în care se juca meciul respectiv, stadionul, s-a uitat și a zis, a, asta e știința ta? Și a dat odată cu mâna peste toate hârtiile mele de pe masă și mi le a răspândit pe jos. E atunci mi-am dat seama că aveam memorie vizuală și, reținuse, mai da, și reținusem ce scrisesem pe acele fițuici, să le numesc, ca la școală și am putut să comentez fără să mai folosesc notițele mele.